Bine v-am regăsit la un nou test de consum cu o mașină deosebit de interesantă care mi-a plăcut mult și n-are cum să nu-ți placă. Este vorba despre un BMW M340i X-Drive. O mașină care mi-a fost oferită de către un urmăritor foarte amabil timp de vreo două zile. Și mașină ce a fost achiziționată de către respectiv urmăritor în urma filmărilor pe care eu le-am făcut cu diverse BMW-uri, atât de 2 cât și de 3 litri diesel, dar și benzină. Și a putut să aleagă obiectiv după criteriile sale, văzând ce prezentare am făcut eu. Și este o mașină care a apărut deja pe canal, dar am vrut să accentuez, am zis și în prezentarea oficială, faptul că vreau să fac un test de consum cu ea, așa cum îmi propun să fac cu majoritatea mașinilor pe care le am mai mult de o zi, să pot să calculez ca lumea cifrele astea. Și rezultatele sunt foarte plăcute. Mașina nu este mild hybrid, dar versiunea pe care o primești dacă o cumperi de nou acum are un sistem de 48V mild hybrid cu sistem paralel de baterie pe litiu. Și asta înseamnă că vei avea consumuri idei mai mici decât la mașina asta, dar plusul nu e neapărat partea asta de scăderea consumului din punctul meu de vedere, ci mai exact eliminarea completă a senzației de turbolag și plecările de pe loc, aportul în mers, partea de start-stop, care e mult mai fluentă, deși oricum ăsta fiind un motor în 6 cilindri nu are vibrații, dar recunosc că un pic se simte când pleacă, dar nu este ceva care cred că ar putea să deranjeze pe cineva. Sunt într-adevăr sistemele mild hybrid, chiar am explicat deja cum funcționează și nivelează destul de bine curba aia de putere. În rest, da, acum ne aflăm în oraș și am condus deja de vreo jumătate de oră și consumul nu e pe uscat, ca să zic așa. Și cifrele sunt foarte bune, adică la modul ăsta de ora, cât e acum, 6 seara, când ies mămicile cu copii de la grădinițe, școli, creșe și așa mai departe, oamenii de la serviciu e aglomerat, dar ai și reprize din astea ocazionale de liber. Mie mi-afișează acum un consum de 10,6% în bord, iar cel mai mult pe un sector aglomerat, cum este de exemplu podul Bulevardul Geniului ăla de la AFI și Iuliu Maniu, genul ăla de bulevarde, dacă le prinzi destul de aglomerate, o să vezi un consum cam de 12,4. Știți cu toții cum e intersecția de la Răzoare, în care mai mult stai decât mergi și deja consumul ar trebui să fie calculat la oră. Acolo mie mi-a scos 12,4. În condițiile care mașina are 374 de cai și 500 de Nm cuplu. Adică deja putem vorbi că avem cuplu de diesel. 500 de Nm are, de exemplu, un Passat BTDI de 240 de cai, un OM651 pe C250 CDI, care are 204 cai și 500 de Nm, adică nu poți să zici că e o mașină la care nu ai putere. Ai și putere și cuplu, asta este avantajul. Ok, nu o să ai chiar consum de diesel dacă mergi cu ea mai ales sportiv, însă eu zic că mașina așa cum e setată livrează mai mult decât suficient cifrele astea de consum. Ce faci, tată? Oameni care încuie unghiul. 10.4 acum, 10.5, în creștere evident că mai faci câteva accelerări. Dar se stabilizează, adică realmente să ai aproape 400 de cai pe o motorizare din asta pe benzină mare și să ai asemenea consum, adică acum niște ani, pe genul ăsta de mașini, nu cred că exista să vezi sub 20 consum în oraș. Nu mai zic de ce însemna era de acum 30 de ani, când erau 30%. Adică un BMW de 5 litri V12 consuma 30 în oraș, acum, care au mai supraviețuit. Și asta înseamnă că, din nou, nu este așa mare pagubă. Și cu atât mai interesant este faptul că M340i X-Drive, G20-ul ăsta, este la același preț cu M340D X-Drive, o mașină care are 340 de cai pe diesel și vreo 730 de Nm cuplu, din nou mild hybrid. Adică alegerea mașinii nu mai depinde de preț. Este o selecție care ține exclusiv de alte criterii, subiective, obiective și așa mai departe. Nu se întâmplă chestia asta și la modele mai ieftine din gamă. Și practic ăsta este un model pentru cei care chiar vor să conducă mai alert ocazional. Poate nu e o configurație optimă de zi cu zi, adică dacă faci kilometri și
faci și navetă multă, ți se va potrivi mai mult ori un diesel, ori un plug-in hybrid, dar de ăla chiar trebuie să ai nevoie. Adică dacă faci genul ăsta de oraș aglomerat zilnic, n-are rost să ții. Aș poți să ții un 320i sau un 330i, XI și așa mai departe, care totuși sunt mai de zi cu zi, doar că diferențele de consum nu sunt atât de mari. Adică realmente un 330i X-Drive tot un 14-16 o să ia în oraș, cifre pe care le vei vedea la motorizarea asta doar dacă încep să o forțezi, pentru că ea fiind un 3 litri cu o mică turbină, că în esență turbina nu are un aport așa consistent, are sub un bar presiune de supraalimentare, ai niște cifre relaxate, pentru că motorul pleacă practic aspirat și dovada că este un motor cu preponderență aspirată este, stă în sistemul de PCV, pentru că are și diafragmă din aia de retur în zona de compresor, dar are și epurator care trage gazele cu vacuum din admisie. E adevărat că în varianta asta valvetronicul de BMW nu prea generează un vacuum în admisie și e mai complicată partea asta. Adică motorul da, e eficient pentru că are distribuție variabilă dublă, control de, de turație prin supape, nu prin clapetă de accelerație și supraalimentare. Și asta înseamnă că și injecție directă stratificată. Deci poate să meargă cu amestec sărac. Și start-stop. Contează treaba asta când... Mie îmi place start-stop-ul că pur și simplu nu bănănăie motorul pe loc. Dar am repetat deja cum funcționează și ce considerente are sistemul. Ăsta oricum e gândit să fie destul de versatil ca sistem și motorul suportă, este întărit, are niște cuzineți mai duri, mai mari, are o răcire foarte bună, chiar dacă e close de ca bloc și per total nu poate să-și ia abuz de la pornirile astea repetate. Și pentru că 3 litri benzină, 6 cilindri, cutie automată, integrală, toate cele, mașina merge foarte relaxată, adică nu ai nevoie să o turezi foarte tare, pentru că ea livrează de jos, se comportă aproape ca un motor aspirat, 10-8 acum consum. Și e destul de aglomerat afară, adică realmente dacă mergi cu mașini cu motor de 1 litru și o treime sau un sfert din puterea ăsteia, s-ar putea să ai surpriză de consum mai mare. Un 3 cilindri turbo pe benzină în oraș va consuma între 10 și 13. Și în genul ăsta de trafic te cam apropii de 13. De exemplu, un Hyundai Bayon sau o Kia Stonic sau, nu știu, mașini precum Opel Corsa de 1.2, Peugeot 208. Genul ăsta de mașini micuțe, care au și ale avantaje, însă dacă le exploatezi corect și mergi la drum lung, o să scoți niște consumuri foarte bune, 4 și ceva. La mașina asta pe DN1 o să vezi consumuri mai mari, dar oricum sunt foarte bune. Adică la modul, eu compar de exemplu cu ce am acasă, pentru mine, nu pentru voi neapărat, dar zic cifrele. Mașina mea, Honda Accord 2.4 benzină, vreo 220 de cai în zilele bune, la un mers extraurban normal, adică să zic București, Târgoviște și retur, unde e drum județean mai mult, o să ai consumuri de 7.3 cu o viteză medie de, nu știu, 86 de km pe oră. La mașina asta, pe acel stil de mers, nu consum mai mult de atât, consum mai puțin. O să vezi undeva la 6.5, adică dacă mergi cu 90 de km pe oră constant, pe pilot automat, o să ai consum de 5.6-5.7. Pe urmă, dacă mergi cam cu 100 de km pe oră medie, o să vezi undeva spre 6.2, 110 se duce spre 6.7, la 120 între 6.5 și 7 în funcție de dinamică, pentru că contează de fapt unghiul drumului, dacă este în urcare sau în coborâre. Și deja la 130-140 o să vezi cifre între 7.2 și vreo 8.2. Adică deloc mult pentru genul ăsta de putere. Mie, de exemplu, mașina mea l-a mers pe 140 de km pe oră pilot automat, îmi ia undeva la 8.284. Deci, realmente, un pic peste asta. Și în conținere care asta are de două ori și ceva mai mulți cai și, evident, are un fun factor mai mare pe partea asta. Dar dacă e totuși să o compar cu ceva apropiat, ar trebui să o compar cu Alfa Romeo Giulia, chiar dacă motorul ei nu este unul atât de potent ca la asta. Pentru că o Giulia stock, veloce, are 280 de cai, dar prin faptul că are un sistem de tracțiune similar și suspensii independente ca lumea făcute, compensează prin partea asta de dinamică, dar sincer aș pune Giulia peste, chiar și cu aproape 100 de cai mai puțin putere.
Pentru că suspensiile Skyhook, care sunt de fapt patent împreună cu cei de la Maserati, făcut evident de grupul Fiat, caseta de transfer de la Magna Powertrain este genială, deci pune jos într-un mare fel, și faptul că pe spate are un diferențial elicoidal cu pinioane, adică e un torsen real, nu este simulat, nu are plachete. Giulia Quadrifoglio are plachete multidisc și face torque vectoring și LSD simulare. Dar felul cum stă Giulia, mai e un pic de muncă la mașinile astea, pentru e vorba de repartiția maselor, de felul cum e mașina gândită și se vede din banii alocați. Proiectul Giorgio, platforma asta Alfei Giulia, este gândită să a fost întâi gândită dinamic, adică întâi inginerii cu șasiul și motorul și suspensiile și ulterior creature comforts, adică spațiu interior, designul și așa mai departe. Designul oricum e super tare la Italia, nu trebuie să comentăm partea asta, dar întotdeauna la Alfa a fost chestia asta. Deci aș pune un pic peste mașina aia ca să o înțelegeți ca nuanță. Însă ce e mișto la mașina asta este că dacă te dai la ea, atunci devine într-adevăr incisivă. Deci pe un mers din ăsta normal, ea se va simți la fel ca orice altă mașină. Și pentru că e o mașină totuși greuță, având tracțiune integrală și multe opțiuni, motoare mari și așa mai departe, se va simți destul de subviratoare uneori, pentru că mulți nu știu să conducă ca lumea tracțiune spate. Și mi-asum când zic subviratoare, nu supraviratoare, pentru că, de exemplu, intră într-o curbă, se sperie nejustificat, nu își cunosc mașina și se duc într-o zonă de disconfort cu care nu sunt obișnuiți. Și înțeleg perfect de ce fac chestia asta. Iau piciorul de pe accelerație, aici este problema. Și în momentul în care erau piciorul de pe accelerație, tu încarci activ botul mașinii, deci muți centrul de greutate pe față, mașina devine grea de bot și nu mai contează unde are tracțiune. Și se va scurge în lateral cu totul, adică va subvira, exact ca o mașină cu tracțiune față în momentul în care îi dai talpă. În schimb, dacă la mașina asta accelerezi puternic, muți centrul de greutate pe spate, pentru că fiind un sistem X-Drive nativ cu motor longitudinal tracțiune spate, vei vedea un bias pe spate al tracțiunii. Și pentru că e o casetă de transfer activă și mai ales pentru că are un diferențial electronic pe spate cu plachete multidisc, adică cu sistem de cuplaj în baie de ulei, care înseamnă repartiție de cuplu stânga-dreapta, simulare de vectorizare și așa mai departe, realmente mașina asta va fi mai ușor de condus din accelerație decât din frână. Deci dacă te afli într-o situație limită, talpă, nu talpă la dreapta, nu pe mijloc. Este mult mai dozabilă și atunci își arată adevăratul caracter. Chiar dacă ESP-ul intervine destul de brusc, de asta zic că la Alfa Giulia este mai bună situația, adică acolo, să zic că din punct de vedere cai, ar trebui să compare Alfa Giulia cu BMW-ul 330 XI, care are undeva la 265 de cai, Giulia are 280. Dar tot e mai incisivă chiar și cu acei cai mai puțin. Și Alfa este genial pe partea de livrează foarte fluent puterea. Asta este cel mai mișto la ea până la urmă și trebuie menționată treaba asta. În rest, mașina propriu-zis așa cum este, mie mi se pare că are niște consumuri minunate, adică dieselul va lua mai puțin în schimb și va lua mai puțin la variație, adică un M340D care are fix configurația de X5 30 sau 40D cu un sistem cu două turbine, mai ales acum de când B57 a primit facelift și este numai pe sistem biturbo, cu două turbine asimetrice, una cu control pe clapete și alta pe pas fix cu S-gate, sau pe iterația superioară ambele cu clapete variabile, se ajunge la situația la care acolo, dacă o conduci dinamic, vei avea o variație de consum mai mică, simțitor mai mică. Dar parcă n-are același fun factor, adică dacă nu faci mulți kilometri, ia o benzină din asta și distrează-te cu ea, adică n-are rost pentru câțiva litri pe care îi cheltui în niște drumuri de sâmbătă sau în niște concedii o dată de două ori pe an, pur și simplu nu are rost să ajungi la punctul la care să trebuiască să ții diesel. Dacă mergi însă zilnic, săptămânal, drumuri lungi de 700 de kilometri, da, dieselul clar este ce trebuie. Dar nu egalează niciodată fun factorul acestei mașini. Acum, în timp ce stau și vorbesc, consumul afișat este 11.4 și treaba asta zic eu că arată foarte clar că este un motor care nu
consumă atât de mult. Adică, cum e vorba aia populară, nu este dracu atât de negru. De exemplu, informații călătorie. Mașina asta, de când a fost produsă și a ieșit pe porțile fabricii de la München, adică din fabrică, 34.297 de kilometri, are un consum de 9,6% cu 1046 de kilometri pe oră. Adică a văzut mult autostradă pentru că a fost o mașină care primul an din viață și l-a petrecut în Germania. Pe urmă, de când am luat eu mașina asta în test, 166 de kilometri am făcut, 11,4 consum cu 41 de kilometri pe oră viteză medie. Și strict plimbărica asta pe care am făcut-o acum este undeva la 11,6 acum, pentru că motorul este pornit. Deci, cred eu că cifrele astea sunt cât se poate de ok. Iar de la alimentare, de când i s-a făcut plinul mașinii, s-a mers 435 de kilometri, atât arată aici, cu 9,4% medie. Adică, QED, cum e. Benzina nu consumă chiar atât de mult și multe sunt chestii întipărite fals în mentalul colectiv. Pentru că lumea zice, gata, diesel egal consum mic, indiferent de cai, de la SQ7 TDI de 4 litri, 3%. Bă, e diesel, dar totuși are 4 litri, V8, sunt alte nuanțe acolo, mașina are aproape 3 tone. La fel este și cu asta, adică în ambele tabere trebuie să se ajungă la un consens. Și părerea mea este că atunci când prezinți mașini, trebuie să înțelegi și electricul, și motorina, și benzina, și hibridele, și plug-in hibridele, și hidrogenatele, și ce mai urma pe viitor. Ca să poți să explici concret partea asta de ceea ce înseamnă costuri de exploatare și consumuri reale. Și realmente la mașina asta o să ai revizii mai ieftine, pentru că filtrul de motorină e mai scump decât cel de benzină. Deci, din nou, un atom plus pentru partea aceasta. Dar cam asta a fost prezentarea. Nu sunt niște, nu știu, cifre sau foarte bombastic prezentate, dar pur și simplu este o realitate. Este o mașină de 400 de cai aproape, care consumă mai puțin decât una de 100 de cai cu 3 cilindri. Adică 3 cilindri 6 în linie, 374 de cai, să zicem cifra exactă, consumă cu minim un litru mai puțin decât o mașină cu 3 cilindri, un litru și 100 de cai. Deci putere pe sfert aproape. Dar repet, în condițiile în care conduci, corect. Pentru că dacă tu la fiecare semafor faci așa cu pedala, dai ca ciobanul, evident că o să ai consumuri de 15-18, dar la fel se va întâmpla și la un 1.0 în 3 cilindri și la un diesel, pentru că va crește consumul. Deci dacă vrei să obții niște cifre ok, trebuie să mergi normal și realmente cu 400 de cai, dacă ar fi să pleci de la semafor numai talpă, la un moment dat cred că vei vomita, pentru că dacă nu ești perfect concentrat la drum, ți se face rău de mișcare. Deci nu e ok să mergi atât de înfipt cu genul ăsta de mașini, pentru că au o rezervă foarte mare de putere. La o mașină de 100 de cai, când apeși pedală capăt, nu se întâmplă mare lucru. La una de asta cu 400 de cai se cam întâmplă, asta este diferența. Și realmente mașina este optim setată, adică BMW chiar are pachetul ăsta de măsuri care se numește Efficient Dynamics. Și de exemplu o mașină similară, care cred că este adevăratul competitor pe pachetul întreg cu această mașină, este Kia Stingerul GT, care deși tehnic e o mașină un pic mai mare, faptul că are 370 de cai, acum 382 la facelift, dintr-un motor de 3.3 V6 cu injecție directă și două turbine și sistem de tracțiune integrală, tot de la Magna, și are biasul ăsta față-spate cu o casetă bine făcută, are aproape 2 tone, dar aia consumă o idee mai mult, adică realmente în oraș o să vezi cam 14-15, în timp ce la asta vezi 11-12, să zic. Dar fun factorul și factorul wow e mai mișto la Kia. Pentru că e o mașină care costă cu vreo 20.000 de euro mai puțin decât asta, în condițiile în care este full option, în timp ce BMW-ul ăsta se poate duce până la 80-90.000 de euro chiar. Și Kia arată cumva mai spectaculos, dar este alt gen de mașină și sunt convins că fanii BMW gustă genul ăla de mașină. Am prezentat-o deja pe canal, sper să prezint și varianta nouă și să... O să fac și acolo un test din ăsta de consum. Eu când am avut-o, am avut o medie de 15, pentru că am condus așa cum trebuia condusă. Și cu această mașină, dacă mergi, am mers și cu ea așa cum trebuie. Și consumul mediu final, oraș plus autostradă plus drum național, mers mai vesel, cum spun eu. O să, mie mi-a scos cifre de aproximativ 12,8 pe cea mai mică valoare.
14 ca medie și o maximă de 18, când chiar conduci la modul pedală capăt și te ții de volan ca să nu te vergi la modul ăsta. Dar evident trebuie făcute chestiile astea în deplină siguranță și nu când doar așa de dragul artei. Am vrut să văd pur și simplu cât, ce cifre concrete scot. Deci sper că v-a plăcut ideea asta și, nu știu, sugestii, că sunt printre voi oameni care au genul ăsta de mașini, V8-uri pe benzină, chestii de genul, motoare supraalimentate de cilindre de peste 2 litri, adică sigur V6-uri de 3 litri, poate motoare de 3,5 sau mai mari, și e interesant să vedem genul ăsta de consumuri reale confirmate, pentru că e clar că nu ți-ai o mașină de asta ca să mergi ca băbălău, o mergi ca să poi ca să conduci ca lumea, da. Adică eu știu cum aș conduce-o dacă aș avea genul ăsta de mașină și mi-asum niște consumuri reale care se apropie mai mult de 15 ca medie. Da, chiar și așa, pentru 400 de cai, un consum de 15, în condițiile în care multe mașini care sunt un sfert din asta la orice capitol consumă 13. Adică nu vă rostul. Cam asta ar fi. Sper că v-a plăcut această incursiune în meandrele injectoarelor directe pe benzină de pe neamul Luboș și cu orice ocazie o să fac genul ăsta de prezentări. A găsit Cosmin, că apropo de încheiere, un grup care se numește Moscow Night Group. Și cântă oamenii ăștia la baiane, acordeoane din astea rusești foarte frumos. Așa se aude un Harman Kardon. Asta pentru cine zice că acordeonul este un instrument de boschetar sau alte chestii de astea pe care le-am mai văzut prin comentarii. Nu, este un instrument care are și clasă de conservator în țările astea consacrate, cum este Rusia, Ucraina, Republica Moldova, și acolo chiar se pot asculta niște chestiuni real de mișto. Asta a fost prezentarea de astăzi și mulțumesc că vă urmăriți. Hai cu comentariile și ne auzim. La revedere!